Cred că în jurul anilor 1990, vă spuneam și altă dată, am fost prins de un curent teologic, ideologic, cum vreți dumneavoastră, care promova ideea că sabatul ar trebui să fie oarecum mai aerisit de atâtea obligații. Și am fost unul dintre cei care au susținut limpede că dacă se poate anumite servicii divine din sabat să fie mutate sau desfințate, pur și simplu, sau făcute mult mai simplu. Vorbea despre serviciul divin de vineri seara, se vorbea despre serviciul divin de sâmbătă după amiază. În timp ce gândeam în felul acesta, am fost într-o ieșire undeva în nordul Moldovei, trebuie să-mi aduc aminte, lângă Câmpul Lung Moldovenesc, la Botuș. Și acolo am întâlnit un tânăr canadian care venise din Canada pentru a face niște experimente zoologice și pentru a învăța pe oamenii de acolo cum să hrănească animalele și ce să cultive pentru o producție mai bună și așa mai departe. Sâmbătă a venit la biserică și ne-am întâlnit cu el acolo și l-am întrebat ce face, l-am întrebat dacă e adventist și el mi-a spus nu. Și pentru că nu era adventist, plăcerea mea de a discuta cu cineva care nu era de aceeași credință cu mine a fost foarte mare și am zis, ok, hai să stăm de vorbă. Și l-am întrebat ce face și cum e la biserica lui. Și el mi-a spus, biserica mea este bine, este frumoasă. Adică, cam care este programul vostru de slujbă la biserică? Și zice, bine, noi avem slujbă duminica, slujba normală la biserică, de dimineață și după amiază, zice. Lunea se întâlnesc bărbații, marțea se întâlnesc surorile, miercurea se întâlnesc familiile toate împreună, joia, mi-a mai zis cineva că se întâlnesc joia, vinerea, asta țin minte foarte exact, vinerea dimineață înainte de serviciu, biserica este deschisă ca toți aceia care merg la geab să vină acolo și să aibă o oră de rugăciune vineri dimineața înainte de slujbă. Și sâmbătă, zice, se întâlnesc tinerii. Și eu zic, voi puteți să fiți în fiecare zi la biserică? Că noi nu. Fraților, problema nu se pune cine poate să vină în fiecare zi la biserică, ci problema se pune altfel, cât vrem să-i dăm lui Dumnezeu, cât mai mult sau cât mai puțin. Asta e tot. Adică, Doamne, cum pot să fac ca totuși să intru în împărăția Ta, dar la limită? Dar la limită. Doamne, nu prea mult, la limită. Cu alte cuvinte, cum pot să fac cât mai puțin și totuși să ajung în împărăția Ta? Vreau să vă întreb, credeți că modul ăsta de a gândi e corect? Cum ar trebui să gândesc eu? Învățați-mă pe mine. Cum ar trebui să gândesc eu? Ziceți. Doamne, ce aș putea să fac mai mult? De ce? Dacă o iau așa, nu o să mă mai opresc niciodată. Unde mă mai opresc? Stau toată ziua la biserică. Dau totul la biserică. Așa e? Simțiți o primejdie din toată treaba asta? Vă e frică? Vă e teamă? E limpede, frații mei, și vreau să concluzionez spunând, când o faci din dragoste, n-ai limită. Când nu o faci din dragoste, ai o sumedenie de limite. În dimineața aceasta ne vom întoarce din nou la rugăciune. Rugăciunea care este exercițiul spiritual sau sufletesc, care depinde cel mai mult de dragostea mea față de Dumnezeu. Totul pornește de aici. Dacă nu pornește din punctul acesta, tot ceea ce eu fac altfel sau de altfel n-are valoare.
Vi-a fost vreodată dor de Dumnezeu atât de mult încât să lăsați toate din mână și să ziceți, acum 3 minute plec genunchiul înaintea Lui? Vi-a fost vreodată atâta dor? Ați avut vreodată atâta nevoie încât să ziceți, Doamne, dar veni mai repede sabatul. Dar de ce? Că poți să te rogi acasă. Poți să citești Scriptura și acasă. După ce să-ți fie dor? Atâta dor să-L vezi pe Iisus manifestat într-un frate sau într-o soră. Atâta dor. Să zici, să vină. Să vină sabatul mai repede să mă pot ruga cu ei. Ți-a fost vreodată? Cu alte cuvinte, știi ce-i aia? După ce am fost destul de greu încercat în armată, la un moment dat am plecat spre casă. Am plecat de la Plenița, undeva în sudul Craiovei. Acolo era unitatea. Și am oprit în Craiova. Unde credeți că m-am dus în Craiova? La biserică. Am găsit poarta bisericii deschise și pe frații mei făcând curățenie în biserică. M-am dus pe ultimul rând pe un scaun. M-am așezat acolo și am zis, Doamne, dacă voi uita vreodată, ce bun ești cu mine. Am uitat deseori. Dar când mi-aduc aminte, mă mustru în legătură cu ceea ce ar fi trebuit să fie credincioșia mea față de El. Pasajul biblic pe care îl avem astăzi ne conduce la momentul crucial al agoniei Domnului Iisus Hristos. Agonia pe cruce a Domnului Iisus Hristos a fost o agonie despre care nu știm prea mult. Dar agonia în Ghețemane a fost similară agoniei de pe cruce și avem harul acesta, ca agonia aceasta să fi fost cât de cât prinsă de ucenici care au scris mai târziu ce s-a întâmplat în Ghețemane și de asemenea ne-a fost descrisă mai detaliat în scrierile Ellen White, cartea Hristos Lumina Lumii, în mod special. În dimineața aceasta vreau să vă provoc să înțelegem nevoia de rugăciune pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Deci nevoia de rugăciune pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos și apoi nevoia mea de rugăciune. Aș vrea să finalizez cu ceea ce reprezintă pentru mine o enigmă. Spuneți-mi de ce la final Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor dormiți de acum. Le pregătise chiar o zonă de confort în care trebuiau să doarmă? Au fost cuvinte ironice? Nu credeți că între momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit de 3 ori la ucenici să se roage cu ei, să-i roage, să se roage cu El, nu credeți că între momentul acesta și dormiți de acum este un prag sensibil pe care Domnul Iisus Hristos l-a simțit, dar ucenicii nu l-au simțit? Este un prag sensibil care a fost depășit și după depășirea pragului acestuia au putut sau au trebuit să fie rostite cuvintele de acum? Situația e alta. Până acum nu trebuia să dormiți. De acum încolo puteți dormi. Vreau să vă întreb, ce a urmat după aceea? Evenimentele care au urmat după momentul Ghețemane au fost mai ușoare sau mai grele? Și atunci de ce Domnul Iisus Hristos le-a spus, vor veni evenimente grele, dar voi dormiți de acum? Se potrivește cele două?
nu se potrivesc. Și atunci de ce Domnul Iisus Hristos totuși le spune dormiți? Ce se întâmplă cu pragul acesta despre care vorbim? Este oare un prag care mă afectează și pe mine și pe tine vis-a-vis de rugăciune? Aș dori ca în dimineața aceasta să fim atenți la pragul acesta și să înțelegem că este o vreme în care suntem invitați, Dumnezeu ne roagă să ne rugăm împreună cu El. Apoi va veni o vreme în care Domnul Iisus Hristos s-ar putea întâmpla să vadă că se trece un prag pe care El îl observă, dar eu nu-l pot observa. Și în momentul acela s-ar putea întâmpla ca somnul meu să devină un fel de destin în care Domnul Iisus Hristos să zică de acum încolo și așa e dormit. Continuă. Rugăciunea somnorosului sau rugăciunea celui ce doarme este una dintre cele mai mari capcane la care noi suntem oarecum ispitiți să cădem. Despre aceasta, de fapt, este subiectul acestei dimineți. Și acum vă invit la cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, la câteva citate din cartea Hristos Lumina Lumii. Matei, capitolul 26. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețeman și a zis ucenicilor, ședeți aici până vă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru, pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să mâhnească de foarte tare. În altă parte spune de moarte. Fraților, spuneți-mi, cum simțiți dumneavoastră faptul că a luat cu el doar trei dintre ucenicii lui? Ce simțiți din aceasta? Ce simțiți prin faptul că Domnul Iisus Hristos n-a putut să se roage împreună cu oricine? Că n-a putut să se roage în orice condiție? Ce învățăm din asta? Mă puteți ajuta? Rugăciunea nu este un lucru care să se poată întâmpla în orice situație. E adevărat că cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca să facem lucrurile acesta și la lucru și așa mai departe. Dar sunt condiții speciale în care rugăciunea are nevoie de o calitate specială, iar calitatea aceea specială se obține numai cu oameni speciali și între oameni speciali. Și această calitate este dată de Biserica lui Dumnezeu. Dacă în Biserica lui Dumnezeu nu se obține o calitate specială, calitatea acelei biserici este îndoielnică. Nu există minune mai mare decât rugăciunea. Nu există minune mai mare decât dorința de rugăciune a sufletului unui om. Nu pot să aibă loc minuni pe terenul necredinței și nici cu oamenii necredinței. Iisus Hristos n-a luat pe muntele schimbării la față 9 dintre ucenicii săi și te întreb, Doamne, de ce? Aici Domnul Iisus Hristos nu s-a rugat și lăsându-i deoparte 9 dintre ucenicii săi și te întreb, Doamne, de ce? Dacă ar fi trebuit să te rogi și eu aș fi fost acolo, m-ai fi luat pe mine? Ai fi zis, Valentin, haide. Sau ai zis, Valentin, stai acolo, mai... Mai învață, mai trăiește, mai... Întrebări necesare. Te-ai rugat vreodată cu Mântuitorul? Cu El? Cum vrea El? Nu cum vreau eu. Nu cu problemele mele, cu problemele Lui. E un privilegiu extraordinar. Domnul Iisus Hristos spune, lăsați rugăciunile voastre să vină la mine în sanctuarul ceresc. Căci tămâia din Apocalips sunt rugăciunile sfinților, fumul de tămâie, rugăciunile sfinților.
Faptul că Domnul Iisus Hristos a ales 3 dintre ucenici mă face să mă gândesc serios la mine. Mă face să mă gândesc serios la rugăciunile mele și mă face să mă gândesc la faptul că rugăciunea este un criteriu de cernere. Știți dumneavoastră ce înseamnă cernerea, da? Dumneavoastră știți că biserica aceasta care se vede acum și care o vedem în stânga și în dreapta, despre care noi zicem, toți sunt așa de buni ca... Nu, toți sunt așa de rău ca și mine, răi ca și mine, nu e niciunul mai bun decât mine. Așa zicem noi în general. Biserica aceasta, vizibilă, nu este adevărata biserica lui Dumnezeu. Adevărata biserica lui Dumnezeu este biserica cernută, biserica invizibilă, biserica pe care o are Iisus Hristos selectată de El, nu de mine sau de tine. Noi suntem aici, cei ce am răspuns chemării lui Dumnezeu. Dar cei ce își vor întări chemarea și alegerea sunt aceia care continuă să meargă cu Iisus Hristos, în așa fel încât până la urmă Iisus Hristos să poată să spună, sunt ai mei. În așa fel încât Iisus Hristos să poată să spună, vino și roagă-te împreună cu mine, tu, Petru, Iacov și Ioan, ceilalți sunt undeva mai în urmă. Cernerea e dureroasă, dar încă o dată, din câte văd eu, din câte simt eu, rugăciunea este o componentă specială și esențială a momentului zguduirii și a cernerii și de asemenea a calificării oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu sau a creștinilor pentru împărăția lui Dumnezeu. Versetul 37, merg mai departe, a început să se întristeze și să mâhnească foarte tare. Vă puteți imagina cum e asta? Ca Domnul Iisus Hristos să se mâhnească foarte tare? Ca să înțelegeți bine atmosfera și repercursiunea asupra ucenicilor, deci în momentul în care Domnul Iisus Hristos se întristează în drumul său, să vedem repercursiunea asupra ucenicilor, vă rog deschideți în Marcu 10. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 32. În situația asta, Domnul Iisus Hristos doar vorbește despre moartea sa. Aici, în Ghețemani, El intră sub umbra morții. Dar auziți, deci Marcu 10, 32. Erau pe drum, se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după El. Ați citit cuvintele astea? Le-am citit atât de rar încât acum mi-a părut bine că le-am descoperit. Ucenicii mergeau îngroziți după Domnul Iisus Hristos. În Ghețemani, cam despre ce atmosferă e vorba? Aceeași atmosferă. Același lucru. Apoi, Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Înțelegem toate cuvintele, aș mai vrea doar să subliniez un lucru. Mântuitorul spune, rămâneți aici și vegheați. Ce înseamnă a veghea? Poftim? Eu, pentru mine, starea de veghe înseamnă starea de a nu dormi. Când zice vegheați împreună cu mine, înseamnă stați aici și fiți în gardă. Dar așa cum ați sesizat dumneavoastră înainte, Mântuitorul nu la asta s-a referit. Mântuitorul când a zis vegheați împreună cu mine, Mântuitorul le-a cerut să se roage împreună cu el. Ceea ce mă face să înțeleg că starea de veghe a unui creștin înseamnă rugăciune. Starea de veghe a unui creștin înseamnă rugăciune. Dacă lucrurile stau așa, atunci stau și mă întreb, eu cât timp de veghe am în experiența mea cu Iisus? Cât timp stau în veghe? Vegheați și rugați să nu cădeți în ispită. Cât timp veghez? Eu am impresia că sunt cu grijă și așa mai departe, dar încă o dată, veghere înseamnă rugăciune. Și după cum veghea este necesară pentru a putea supraviețui, în același fel, rugăciunea este necesară pentru ca să supraviețuiesc.
are veghea de a face cu lungimea timpului? Contează faptul că uneori veghezi 5 minute? Sunt bune și alea. Dar la ce mă ajută dacă după aceea dorm 10? Sau o oră? Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Cartea Hristos Lumina Lumii spune că a chemat cu el pe cei trei apostoli și el s-a dus mai departe de el. De ei, în așa fel încât ei să nu fie martori la toată tragedia sufletului său, care probabil că era cu neputință de suportat de ei, și totuși în același timp să îl vadă și să-l audă. Grija aceasta a Domnului Iisus Hristos de a nu pune prea multe poveri, prea mare povară asupra ucenicilor săi. Să nu vezi totul. Să nu vezi tot ceea ce mă frământă, dar totuși nici să fii în afara acestei preocupări a rugăciunii. Apoi, a venit de 3 ori la ucenicii săi. De 3 ori. Oare de ce de 3 ori? De ce odată? Vă rog să vă imaginați împreună cu mine. Mântuitorul, întinzându-se pe fața rece a pământului și vorbind cu Tatăl, plângând, agonizând, și apoi se ridică și se îndreaptă spre ucenici. Ce anume l-a făcut să se ducă la ucenici? Asta este întrebarea mea. Ce anume? De ce n-a mai putut să stea în locul ăla? De ce i-a căutat? Ce credea Domnul Iisus Hristos că găsește acolo? Și el i-a lăsat să se roage. Ce dorea Domnul Iisus Hristos să găsească acolo în rugăciunea lor? Ce dorea? Asta aș vrea să știu. Apoi, se întoarce înapoi. Chinul său este mai puternic. Petrece o vreme acolo în chinul acela și apoi din nou se scoală. Și din nou se duce la ucenici ca un om însetat, care caută ceva, care caută ceva ce nu putea găsi nici măcar în rugăciunea lui personală. Se duce acolo, din nou. Și a treia oară se retrage, un chin ca de moarte. Și clătinându-se, se duce a treia oară la ucenicii săi căutând. Frații mei, ce caută? Este vorba de lupta sufletului, un suflet însetat care are un secret, care are ceva de comunicat. Imaginea aceasta, întâmplarea aceasta trebuie să mă învețe ceva pe mine și pe tine. Trebuie să mă învețe că rugăciunea nu este deloc un lucru fără valoare. Că rugăciunea nu este ceva simplu. Rugăciunea a fost lucrul care l-a căutat cel mai mult Domnul Iisus Hristos în momentul cel mai înalt, cel mai puternic al încercării sale. Și interesant, nu rugăciunea lui, ci rugăciunea ucenicilor. Acum aș dori pe cei de la media să-mi pună, vă rog, cele 3 slide-uri pe care le avem. Ellen White, în cartea Hristos Lumina Lumii, grupează informațiile legate de cele 3 reveniri ale Domnului Iisus Hristos astfel. Dați-mi voie să citesc din Scriptură și apoi mă voi întoarce aici. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Cât? Un ceas? Păi fraților, dacă cineva te-ar ruga să te rogi un ceas, ești sigur că n-ai adormit? Ești sigur că te-ai putea ruga un ceas?
Și atunci nouă ni se pare că rugăciunea de un ceas e o performanță. Auzi, s-a rugat un ceas. Iar Mântuitorul se duce la ei și le spune, niciun ceas n-ați putut? Care e diferența între performanțele noastre și reproșul Domnului Iisus Hristos? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară, s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta fără să beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici, i-a găsit dormind pentru că li se îngroiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Și acum, prima dată când a venit Domnul Iisus Hristos, cartea Hristos Lumina Lumii ne spune, inima omenească tânjește după simpatie și înțelegere atunci când este în suferință. Această nevoie era simțită de Domnul Hristos până în profunzimea ființei sale. De ce a venit Domnul Iisus Hristos acolo? Căuta înțelegerea, sensibilitatea, dragostea ta. De asta a venit acolo. Sensibilitatea și dragostea ta. Când s-a prăbușit pe pământ, spune Hristos Lumina Lumii, pagina 638, Mântuitorul avea sentimentul că datorită păcatului fusese despărțit de Tatăl Său. Cuvintele acestea mi-arată că Domnul Iisus Hristos a trecut prin momentul despărțirii de Tatăl, echivalentul cu moartea a doua pe care Scriptura o prezintă. Nu este vorba de moartea pe care tu și eu o avem în față. Moarte asistată de harul lui Dumnezeu. Moarte asistată de mângâierea lui. Moarte asistată de promisiunea vieții veșnice. Nu despre asta este vorba. El avea sentimentul că datorită păcatului fusese despărțit de Tatăl. Este o agonie teribilă, cumplită. În timp ce el se simțea despărțit de Tatăl, spuneți-mi pe cine a căutat. El fusese hrănit cu dragostea Tatălui. Acum, despărțit de dragostea Tatălui, încerca să găsească dragostea în cine? În biserica lui. Căuta dragostea acolo, căuta certitudine acolo, căuta ca ei să-i spună, Tatăl nu te-a părăsit, ești încă în misiunea ta. Căuta cuvinte de încurajare. Mai departe, când Domnul Iisus a simțit că unitatea sa cu Tatăl a fost întreruptă, s-a temut ca nu cumva în natura sa omenească să nu poată să suporte conflictul care îi stătea în față. Wow! Înțelegeți? Teamă că în natura sa omenească conflictul care îi stătea în față era prea puternic pentru el. A venit la ucenicii săi să-i vadă rugându-se să înțeleagă că ei sunt pregătiți pentru același conflict. Pentru că în momentul acela, dacă și ucenicii lui ar fi căzut, vă imaginați cât de mult ar fi adăugat aceasta chinului său, îndoielii sale, durerii sale. Ar fi vrut să vadă că cineva mai stă pe picioare neclintit. Ar fi vrut să aibă siguranța aceasta, că nu e singur. Frații mei, v-ați confruntat vreodată cu gândul că s-ar putea ca Dumnezeu să vă fi părăsit? V-ați gândit la asta? Că Dumnezeu v-a lăsat? Ați trecut vreodată printr-o noapte asemănătoare ca Ghețemaniului,
în care Satan să vă aducă aminte și să vă pună asupra conștiinței toate păcatele făcute și nefăcute, toată vinovăția lumii și să ziceți, Doamne, cred că m-ai părăsit. Ați trecut pe acolo? Agonia lumii, agonia lumii își găsește resursele în această situație. Oameni nemântuiți, nesalvați, fără viitor și fără nădejde, câtă vreme soarele e pe cer, e bine, dar când sunt confruntați la un moment dat, când eu sunt confruntat, când omul este confruntat cu propria sa moarte, când omul este confruntat cu propria sa singurătate, când omul este confruntat cu propria sa tragedie și agonie, în momentul acela viața devine cumplită. Și Mântuitorul ce face? Ce face? Se ridică tremurând și caută o grupă de rugăciune. Doamne, să nu uitați când oamenii vor veni la dumneavoastră îngreunați de păcat, disperați și dezamăgiți, să nu uitați că ei caută să vă rugați pentru ei. Ei caută rugăciunea voastră, caută părtășia voastră. Caută mai puțin să le vorbiți de toate și pentru tot. Caută chiar mai puțină psihologie, dacă vreți. Limbajul alinării este și el o parte din ceea ce trebuie să facă un creștin. Dar ceea ce trebuie să facă, în primul rând, un creștin, este să se roage. Și omul acesta să găsească resursele lui spirituale în acea rugăciune. I-a găsit cum? I-a găsit dormind. Nu era în intenția lor să-L uite pe Domnul. Nu era în intenția lor să-L uite pe Domnul. Și totuși, ce s-a întâmplat? Vă rog, slide-ul 2. S-a dus din nou. Mântuitorul s-a prins din nou de pământ și din nou n-a putut să stea acolo foarte mult. Auziți, nu era intenția lor să-L uită pe Domnul, dar se părea că sunt paralizați de o toropeală de care s-ar fi putut scutura doar dacă s-ar fi rugat. Care era remediul pentru somnul acela teribil, aproape chimic, care era răspândit asupra lor? Care era soluția? Rugăciunea. Dacă s-ar fi rugat, toropeala s-ar fi dus. În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spunea o oboseală ciudată. De unde vine ciudățenia acestei toropeli sau acestei oboseli? Ne-o spune numai cuvântul lui Dumnezeu atunci când spune că Laodiceea nu este nici caldă, nici înclocot, este pe la jumătate toropită, adormită. Seamănă cu mine și cu tine. Dacă s-ar fi rugat, vedeți dumneavoastră de ce nu ne rugăm noi? Nu ne rugăm pentru că suntem toropiți, mulțumesc. Dar dacă ne-am rugat, toropeala s-ar duce. Deci spuneți-mi, care este soluția pentru ca biserica să se ridice? Rugăciunea, fraților. Punctul 2. Dar ucenicii se încredeau în ei înșiși. Și pentru că se încredeau în ei înșiși din cauza asta, dormeau. M-am pus în locul Domnului Iisus Hristos și am zis, Doamne, dacă aș fi găsit a doua oară dormind, vorba lui Neemia, le smurgeam barba, îi scuturam, nu se poate, haide, nu vă e rușine. Ce diferit de mine e Mântuitorul?
Am scris lucrul acesta pentru că m-a surprins. Punctul 3. Slăbiciunea ucenicilor săi a trezit mila lui. În momentele alea când probabil că s-ar fi înfiorat toată personalitatea cuiva care ar zice, băi, nici atât nu te poți ruga pentru mine, nici atât nu poți face pentru mine, nici atât. Te mai rogi tu pentru oamenii care auziți? Satana făcea presiune asupra răscumpărătorului nostru șoptindu-i. Cei ce pretindeau că sunt mai presus de toți ceilalți te-au respins. Ei caută să te nimicească pe tine, care ești temelia, centrul, sigilul făgăduințelor lor, un popor deosebit. Chiar unul dintre ucenicii tăi care a ascultat sfaturile și învățăturile tale și care a fost primul în activitatea bisericii te va vinde. Unul dintre cei mai zeloși urmași ai tăi se va lepăda de tine. Toți se vor uita. Toți te vor uita. Asta era ceea ce Domnul Iisus Hristos înțelegea din faptul că ei dormeau. Asta înțelegea. În mod normal, firea umană privește lucrurile acestea ca fiind o jignire personală. Mânia, nemulțumirea, revolta s-ar fi îngrămădit în sufletul omului care se simțea tratat în felul acesta. Eu reacționez așa. Dumneata reacționează așa. Noi reacționăm așa. Și în timp ce noi reacționăm așa, cea mai mare mustrare pentru mine este când Domnul Iisus Hristos a venit la el și le-a spus, Duhul este plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă, carnea e baiul. Știu că voi mă iubiți, știu că ați vrea să vă rugați pentru mine, dar mușchii voștri. Slăbiciunea ucenicilor săi a trezit mila lui Iisus. Hristos Lumina Lumii spune că a doua oară Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru ucenicii săi. Prima dată a cântărit prețul și a zis, Doamne, dacă păcatul m-a despărțit de tine, vreți să întoarceți la slide-ul numărul 1? Dacă păcatul m-a despărțit de tine, nu-i posibil ca eu să fiu pierdut? Nu-i posibil ca eu să fiu pe veci pierdut înaintea Tatălui? Uitați ce scrie. Avea sentimentul că datorită păcatului fusese despărțit de Tatăl său. Acum, vă rog frumos, mergeți în gândul acesta. Dacă el merge mai departe despărțit de Tatăl său, temându-se ca nu cumva natura omenească să nu poate să suporte conflictul, dacă cumva natura omenească nu putea să suporte conflictul acesta, dacă la un moment dat natura sa umană ar fi capotat, care ar fi fost prețul? Care ar fi fost prețul? Poftiți? El, Fiul lui Dumnezeu pierdut? El, Fiul lui Dumnezeu pierdut. Asta a fost cântărirea. Încă o dată, Domnul Iisus Hristos, mai mult ca oricând, sub apăsarea păcatului, înțelegea grozăvia acestei situații. Întrebarea e, mergi mai departe? Pentru asta s-a rugat prima dată. Slide-ul 2. Apoi a venit, i-a găsit dormind și s-a întors înapoi, mijlocind pentru ucenicii săi. Doamne, ce rost are să le ofer mântuirea dacă ei se pierd. Ei sunt rezultatul agoniei mele. 3. A venit a treia oară. Agonia a fost așa de puternică încât s-a rugat pentru sufletul său chinuit. Natura omenească a Fiului lui Dumnezeu tremura în ceasul acela al încercării. Acum el se ruga pentru sufletul său chinuit. Pagina 643. Din nou el a simțit nevoia unor cuvinte din partea ucenicilor săi. Cuvinte care i-ar fi adus alinare și ar fi spulberat vraja întunericului ce aproape îl copleșise. Observați ce se întâmplase cu sufletul său? Era aproape copleșit.
vraja întunericului care aproape îl copleșise. La ucenici era toropeală ciudată. Aici este vraja întunericului. Efecte psihologice caracteristice naturii umane sub stres, sub agonie. Efecte psihologice care duc la copleșire. Mintea nu mai lucrează. Sentimentul că ești deconectat de toți ceilalți, că ești singur, nu mai simți pe tatăl, că ești părăsit. Toate acestea aduc întuneric. Și a treia oară când s-a dus, a căutat să găsească ce? Poftiți? Ce a căutat să găsească? Nu, vă rog frumos, nu vreau să vă pierd. Citatul, ce spune? A căutat ce? A căutat cuvinte din partea lor care se aduc alinare. Aștepta ca rugăciunile lor să aibă cuvinte care să arate că îl înțeleg. Nu te ruga oricum, nu te ruga pentru orice. Fă ca rugăciunea ta să aducă cuvinte care înțeleg situația în care ești sau în care este altul care are nevoie de rugăciune. Tată, dacă e cu putință. Trei momente în care rugăciunea a fost extrem de importantă pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă e cu putință, fă să treacă paharul acesta de la mine. Mai târziu, fraților, Îngerul Domnului a venit la el, spune Cartea Hristos Lumina Lumii, și ucenicii au văzut cum Îngerul Domnului îl ia, îl susține, îi ridică capul, îl îndreaptă spre cer, reancorând ființa Domnului Iisus Hristos în toate promisiunile cerului. Apoi încet, încet, lumina a dispărut. Mântuitorul se ridică, pleacă de acolo, se duce la ucenici și le spune: dormiți de acum. Ucenicii pleacă împreună cu Domnul Iisus Hristos, fac câțiva pași și dintr-o dată se aude gloata. N-aveau timp să doarmă. Gloata a venit, i-a înconjurat, i-au întrebat pe cine căutați și Mântuitorul i-a spus, ei au răspuns pe Iisus din Nazaret și el a răspuns: eu sunt. Și în momentul acela, îngerul care fusese înainte cu el, îngerul acela rămăsese. S-a interpus între el și gloata. Și oamenii aceia de nimic au căzut toți la pământ. Fiți atenți acum. Implicația acestui moment. Mântuitorul avea timp să plece. Mântuitorul avea timp să fugă. Mântuitorul avea timp să se retragă. De trei ori întrebase: Doamne, dacă se poate, îndepărtează de la mine paharul acesta. Și acum îngerul face exact lucrul acesta de care avea el nevoie. Îi face una cu pământul pe ceilalți și îi spune: dacă vrei să pleci, gata. Și Mântuitorul stă pe loc. Așteaptă ca gloata să-și revină, să-și scuture hainele, să-și adune ciomegele de pe jos, bețele, paiele, furcile, ciomegele, săbiile. Au luat toți poziția drept și a stat cu ei și a întrebat: gata? Gata, bun. O luăm de unde am fost întrerupți. Pe cine căutați? Și ca și cum n-ar fi văzut îngerul, eu iau tot de acolo, pe Iisus din Nazaret. Eu sunt. Dacă pe mine căutați, lăsați-i pe aceștia să se ducă. Mântuitorul a întins mâna după potir. Mântuitorul a întins mâna. Frații mei, planurile lui Dumnezeu nu se pot împlini cu noi decât ca rezultat al unei rugăciuni puternice. Amin. Care să ne dea puterea aceasta să stăm în planul lui Dumnezeu chiar dincolo de teama, frustrările, neînțelegerile și ridicolul de situație prin care trecem uneori. Dumnezeu să ne ajute la asta. Rugăciunea este importantă pe orice pas, în orice moment,
al traseului nostru. Și acum, fraților, aș vrea să aduc în discuția noastră finală pragul acela foarte, foarte fin. Pragul dintre rugați-vă, vegheați ca să nu cădeți în ispită și apoi de acum încolo dormiți. Cu puțin înainte, Domnul Iisus Hristos le spusese ucenicilor pilda celor 10 fecioare. Și le-a spus, fecioarele au țipit. Cu puțin înainte de asta le-a spus că fecioarele neînțelepte au rămas afară, în întunericul de afară. Stau și mă gândesc dacă în momentul acela le-a răsunat ucenicilor cuvintele din parabolă sau nu. Sau dacă mai târziu cuvintele acestea au avut vreun sens sau implicație specială pentru ei. Dar vreau să mă întorc la noi și în puține cuvinte să spun doar atât. Adormirea ucenicilor în momentele de maximă importanță ale răstignirii Domnului Iisus Hristos se aseamănă foarte mult cu adormirea poporului său în momentele de maximă importanță ale revenirii sale. Ucenicii au trecut prin experiența aceasta și au pierdut enorm. Datorită somnului lor au pierdut schimbarea la față, datorită somnului lor au pierdut Ghetsemaniul. Datorită somnului nostru pierdem clipe speciale și deosebite de har în care Dumnezeu vrea să umple sufletele noastre cu ulei și să ne mai dea și ulei de rezervă. Din cauza aceasta, fraților, aș dori să închei cu cuvintele, frații mei, nu dormiți de acum. De acum, din momentul ăsta, al acestei ore, nu dormiți. Nu mai dormiți. Este o vreme prea specială pentru noi. Schimbări prea radicale se întâmplă în lumea aceasta, pe care noi suntem chemați să le vedem, să le înțelegem și să îi dăm voie lui Dumnezeu să lucreze pentru noi. Aș dori în acest moment să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus, îți mulțumesc pentru cuvântul pe care ni l-ai dat în Sfânta Scriptură pentru a fi hrana noastră a tuturor. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care ia acest cuvânt și îl face viu pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru toate situațiile și întrebările pe care le-ai pus înaintea noastră, în nădejdea că vom răspunde la ele în mod personal. Și ajută-ne, Părinte, ca să răspundem cu toată puterea noastră și cu toată seriozitatea noastră. Doamne, iartă-ne pentru superficialitatea relației noastre cu Tine. Iartă-ne pentru că uneori nu știm nu doar cum să ne rugăm, dar nu știm nici cum să veghem și nu știm cum să stăm aproape de Tine. Nu știm, Doamne, cum să facem din legământul nostru cu Tine o realitate care să ne conducă la o consacrare deplină. Iartă-ne pentru asta. Și acum, te rog să ne ajuți ca în ziua aceasta de sabat să cerem prezența Duhului Tău cel Sfânt care să ne învețe să ne rugăm. Să ne rugăm împreună cu Tine pentru ca planul mântuirii Tale să se împlinească în viața noastră, pentru ca planurile Tale cu noi să se desăvârșească în viața noastră. Să ne rugăm pentru ca să ne ajut să ne vedem starea noastră și Tu să poți mijloci eficient pentru îndreptarea și mântuirea sufletelor noastre. Și apoi să ne rugăm pentru revenirea Ta. Fă, Doamne, ca lucrul acesta să-l facem continuu
În numele Domnului Iisus. Amin.